Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un episod. Astăzi, întors invers video. Astăzi facem un episod, nu știu de ce am ăsta de numere de sus, e întors, nu știu de ce. Sper să nu-mi iasă video la fel. Micuțul Curții, Băbiță, băiatul Daianei, bine, a avut 3 băieți, dar 2 i-am dat la un vecin de aproape de aici. Și unul, am oprit eu. Uite ce, pe Bobel. Și vă la bicicleta mea ruptă, vai de mama ei. Nu știu dacă mi-au alta, că vreau să-mi iau motocultor. Sau TV, nici nu știu, cred că mai degrabă mi-au motocultor. În fine, și da, hai, du-te la treaba ta. Are puricul stres, să iau de alea de purici. Lui Bombel. da. Bobiță. Te mănâncă mult rău, hă? Te mănâncă. Mergem să luăm, mă duc să iau niște, nici nu vă spun ce iau, că mi-e că șterg ăștia de la YouTube videoclipuri. Băbiți! Gata, mă, poză de thumbnail, mersi! Mă duc să iau niște chibrite, nu știu dacă știi să fac aia. O pui așa, îi rupi capetele alea de unde dai foc, le pui pe ciment, una jos cu capul în sus și aia la altă pui un băț de chibrit cu capul la roșu, așa, și dai cu ciocanul, cred că tot știe. Punitoarea, că m-am petărzi, m-am dălea cu 3 focuri, mi-am luat un pachet și ia să mai cumpăr. Și dau bustea, că și așa n-ai bine. În fine, da, haideți să mergem. Eu, treaba e că eu n-am frâne pe bicicletă. Trebuie să o reparăm. Vine primăvara, trebuie să facem lună. Astea trebuie să le fac. Nici nu am pe față. Le desfac de tot. Pe față să le desfac. Pe spate, mi-am pus ăsta cam sacul ăsta, pentru că tot plouă la mine și am de-aia. În fine. Ăsta e plin de nămol pe aici. În cavaș. Se umple de nămol. Mamă, e praf. Și trebuie făcută, dată pe brazdă. Și să-i facem plin asta pe spate, că nu face ce vreau eu. Ia stăți așa. Că pot eu să-i fac ceva, dar nu cred. Adiți un mecanic. Am înțeles. What the fuck, poate încade telefonul că e vede mama mea. Aha. Na, nu prea. Da, nici nu știu unde să pun telefonul, ia stați. E plină de pământ efectiv aici. Așa. Și treaba e că nici nu prea merg eu cu ea așa. Cine știe ce. Trebuie să țină, dar... Da, ține de noi, poate. Trebuie, trebuie strânsă de aici. De la asta. Trebuie... Stai să vedem dacă se vede în cadru. Trebuie, uitați, trebuie slăbit ăsta și tras de firul ăsta. Da. Da, nu știu cum cobor eu acum. Vedem în cele ce urmează. Mă, trebuie să o fac alume. Ce să mai trebuie să dau jos toate astea după ea. Să facem forță. Și primăvara asta ce credeți? Nu facem, o facem, cum să nu. Cum să nu. Așa. Fac. Uba. Ia să vedem câteva ture să vă arăt. Bă, ea merge bine așa. Treaba e că am ținut-o și afară, știți, nu prea mi-am dat interes acum și cu servatorile. Chiar că n-am dat pe la ea. Trebuie să mă pun contra vântului cu mâna să nu vă mai sufle în microfon. Și treaba e... Hai și Bobicu. Și treaba e că dacă am dus toată, cam praf,
Așa. E plină de nămol. Trebuie să-i bag. Dacă mai țin, că-i bag furtunul, să-i bag un jet, mă țin de câteva zile. Da. Hai să mergem. Mai vezi, revin după aia că nu prea pot eu să cobor. Acum cu ea. Că na, trebuie să țin de frâna din față. Revin după. De fapt, știi ceva? Închid vitelul aici. Ia, să pun cricul. Da, termin aici. Ok, aici. Sper că fac cu videoul data viitoare. Video cu ce? Eu nu știu, cu farming, nu știu dacă cu farming. Dar data viitoare cum mai facem bici vlog. Bicicletă vlog, vlog, bici vlog. Așa. Data viitoare cum mai facem video. Vă spun eu că o să fie altfel asta. Nu o mai țin așa. Ori avem altă bicicletă. Da. Cam asta a fost videoclipul, sper că a făcut. E tare, v-am salutat. Ciao, les. Like și subscribe, bă, că am uitat să vă zic. Dați like acolo, bă, că dacă nu dați like, o să aveți numai prostie. Pa!